Slavă Domnului! Vreau ca să citesc un cuvânt de la Efeseni, capitolul 5, pagina 1149. Efeseni, capitolul 5, versetul 18 și versetul 19. Se aud Biblii prin adunare. Asta e un har. Domnul să vă binecuvinteze că la o seară de tineret se aude foșnetul de Scriptură. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh, scrie în Biblie, că altul a zis altceva. O zis dimpotrivă, fiți plini de must. Versetul 19. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, mărire Domnului. Și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Amin. Vă invit să vă reașezați pe scaune. Cineva a zis, stați jos. Noi avem bănci, avem scaune și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Binecuvântat să-i fie numele. Eram odată într-o adunare și când am zis lucrul acesta, să stăm pe bănci, să ne ridicăm în picioare, să citim cuvântul lui Dumnezeu, am realizat și am conștientizat că e un har să te poți ridica în picioare. E un har. E un lucru important lucrul acesta, să ai picioare, să ai mâini, să ai ochi și să poți să faci și lucrarea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Sunt plin de bucurie că în seara asta sunt la părtășie cu voi și în orașul Cluj, Biserica Betania, într-o seară de joi, încă-i prezentă la părtășie. Binecuvântat să fie Domnul! Vreau să am un mesaj pentru noi toți în seara aceasta și anume, fii plin de Duh! Cuvântul lui Dumnezeu spune aici, fiți plin de Duh! Nu vă îmbătați de vin, dimpotrivă! Cuvântul acesta face diferența, dimpotrivă! Adică creștinul cu adevărat trebuie să se împotrivească. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea. Și la final acolo se termină și spune că înfrânarea poftelor. Și spune după aia, împotriva acestor lucruri nu este lege. Începe și spune, dimpotrivă, roada Duhului dimpotrivă este. Dragii mei, în seara aceasta, nu că nu ați mai învățat, știu că ați avut o perioadă, o etapă în care ați vorbit despre darurile Duhului Sfânt și în seara aceasta vreau să vă mai încurajez din nou cu acest mesaj care poartă acest nume, fii plin de Duh. Dacă Dumnezeu mi-a pus acest mesaj, este că în viața mea deseori am fost plin de altceva. Ca să fii plin de Duhul lui Dumnezeu, va trebui să dai afară tot ceea ce nu-i după voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. La Osia, capitolul 4, cu versetul 11, înainte de versetul acesta, dacă vă uitați în Biblie, veți vedea că este titlul sub felul următor. Mustrări și făgăduințe. Foarte interesant. Dumnezeu te mustră și după aia se făgăduiește. E mare Dumnezeu. Dumnezeu te-a încercat și mai apoi te-a folosit. Și în seara aceasta vreau să vă spun, ca Dumnezeu să ne folosească cu adevărat, va trebui să fim plini de Duh. De aceea Biserica Betania, preobitul frate Caleb, a pregătit perioada aceea în care ați învățat despre darurile spirituale. Căci ca să poți să fii folosit de Dumnezeu, nu va trebui să ai doar pe genetic așa, predicatorii cu tare și el,
Cântă ăla, cântă și pruncus-o. Nu! Darurile spirituale nu se transmit de la părinți, de la prieteni, de la pastori. Darurile spirituale se dau în vase care sunt pline de Duh. Doamne, pune Duh în noi în seara aceasta, să fim plini de Duh. Haleluia, mărit să fie Domnul. Și versetul spune aici, 11 din Osia 4, spune așa: curvia, 2, vinul împreună cu mustul, ce fac acestea? Iau mințile omului. Am stat și m-am gândit, dragii mei, și am realizat în viața aceasta că mai puternic în lumea spirituală în care o trăim noi decât un vin, decât un must, aș vrea în seara aceasta să interpretez comparând vinul acesta care e amintea omului și mustul acesta, plăcerea de o clipă a păcatului și lumea aceasta cu promisiunile ei. Nu poți să ajungi misionar, nu poți să ajungi un om folosit de Dumnezeu până nu ești gol, până nu ești deshidratat de lume, de plăceri și de lucrurile acestui veac. Vinul ia mințile omului și mustul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, lăsăm acest verset care l-am citit deschis, dar vreau să mai citesc unul din Isaia 28:7. Este vorba despre preoții și prorocii din vremea aceea. Isaia 28:7. Dar și ei se clatină de vin și băuturile tari îi amețesc. Preoții și prorocii sunt îmbătați de băuturi. Sunt tari. Se clatină, sunt îmbătați de băuturi, sunt stăpâniți de vin, au amețeli din pricina băuturilor tari, se clatină când prorocesc. Un om folosit de Dumnezeu cu autenticitate este omul care e plin de Duh. Un om care are un dar de la Dumnezeu, fie că cântă, fie că predică, fie că prorocește, fie că se ocupă cu copiii, fie că e misionar, trebuie să fie plin de Duhul lui Dumnezeu. Spune acolo, preoții și prorocii sunt îmbătați de băuturi, sunt stăpâniți de vin, adică de vinul acestei lumi, de plăcerile de o clipă ale păcatului. Știți că păcatul dă senzația unei plăceri? Știm lucrul acesta? Știți că oamenii care beau, ei beau să-și uite necazurile lor. Ei fac lucrul acesta ca să-și uite neîmplinirile lor, mulți dintre ei. Mă duc să-i trag o beție, zice, să uit de tot. Mă duc și îmi urmez visul, îmi urmez viața aceasta ca să uit de tot. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că omul care în viața lui privată e îmbătat de vin, e îmbătat de plăcerea acestei lumi, care dă o senzație omului, care dă o senzație trupului, cum spunea acest frate despre acel tânăr, o grămadă de tineri care trăiesc o asemenea realitate, sunt tineri care fac aceste lucruri pe fondul neîmplinirii lor. Cum spune Biblia acolo, au schimbat întrebuințarea firească împotriva unei întrebuințări, unui lucru care este împotriva firii. Adică tot ceea ce nu a fost lăsat de Dumnezeu să fie real, natural, diavolul vrea astăzi să pervertească. Și vreau să vă spun în seara aceasta, ca să fii plin de Duh, în primul rând, va trebui să-ți păzești mintea
curată. Amin. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu aici că ei se clătinau, prorocii, preoții și prorocii se clătinau când proroceau. Cânți, dar te clatini. Poți să faci o lucrare, dar te clatini în timp ce o faci. Știți de ce? Pentru că în primul rând, primul semn al unui om care nu e plin de Duh este faptul că nu are mintea curată. Doamne, dă-ne o minte curată, un cuget curat. Spune cuvântul lui Dumnezeu la Timotei 1 cu 19, sfaturile lui Pavel pentru tânărul Timotei, așa cum sfaturile lui Caleb au fost joi la rând aici pentru tinerii de la Betania. Și iată ce sfaturi avea Timotei, Pavel pentru Timotei: să păstrezi 1, credința, și 2, un cuget curat. Cu alte cuvinte, o inimă curată. Spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe: pe care unii le-au pierdut. Poți să pierzi linia curată în pocăință? Poți să pierzi adevărata sevă, dar nu prioritatea de a sluji, asta nu pierd. Îți spune aici, la versetul citit, Isaia 28:7, se clătinau când proroceau, dar pentru că astăzi mulți nu mai sunt plini de Duh, nu mai pot observa clătinarea. Ca să-l vezi pe un om care se clatină în adunare, va trebui tu să fii plin de Duh. Și vreau ca la Betania în seara aceasta, tinerii toți care suntem aici, să cerem lui Dumnezeu o inimă și o minte curată, ca Duhul lui Dumnezeu să poată locui noi în al mai adâncului rând, spune aici, luat din 1 Timotei 1:19, credința să o păstrăm și cugetul să fie curat. Gândindu-ne că mulți, unii le-au pierdut și au căzut de la credință. Pierzi în timp, dar cazi dintr-o dată. Asta vrea să spun acest verset din Timotei. Pierzi în timp, dar cazi dintr-o dată. Adică știți că mulți care și-au pierdut cugetul curat, nu-ți dai seama, care și-au pierdut cugetul și nu mai au un cuget curat, nu-ți dai seama. Numai dacă ai Duhul lui Dumnezeu în tine. Dar ca să nu caz, am scris eu niște versuri, nu de multă vreme, Dumnezeu mi-a dat și acest dar să scriu unele versuri așa personale. Am fost creat nu pentru podiumul mulțimii, să urc pe el și apoi să cad. Am fost creat pentru cetatea care mă așteaptă acolo sus, acolo unde sunt toți sfinții și au murit pentru Iisus. Haleluia! Doamne, dă la Betania tot mai mulți tineri plini de Duh și să se vadă că ești plin de Duh, că ai o minte păzită și curată, mărit să fie numele Domnului. 2. Ca să fii plin de Duh și nu de vin. Ca să fii plin de Duh și nu de păcat. Ca să fii plin de Duh și nu de mândrie. Ca să fii plin de Duh și nu de poftele acestei lumi. Știți de ce unii tineri, că ați vorbit despre misiune, nu mai au chemarea aceasta? Știți de ce? Pentru că nu-i mai la modă. Nu că a fost la modă vreodată,
Dar cum adică, auzi, eu să mă duc să evangelizez, să mă duc în Vaslui, India, României sau Oltenia? Le mai zic la mulți, auzi, m-a chemat Domnul New York, misionar. Păi zic, cum de nu te-a chemat Domnul în catacombe să mergi? În România, la oamenii care sunt în pușcării. Dar au zis, m-a chemat Domnul când a zis că l-a chemat Domnul să predice Evanghelia prin cântare la American Idol. Păi eu să mă duc să predic Evanghelia? Păi eu zic că eu pot să fiu o mărturie acolo. Păi fi pe stradă mărturie și după aia Domnul te trimite la oameni cum i-o trimis pe ei. Ca să fii plin de Duhul lui Dumnezeu în al doilea rând, asta avem foarte puțin, împotrivește-te păcatului, amin. Iacov 4:7. Împotriviți-vă diavolului. Dacă te împotrivești, ai parte de fuga lui. Dacă tot lângă tine și tot te robește, nu te-ai împotrivit. Cunoaște tabloul acesta. Telefoane la 12:01 noaptea. Frate, nu mai pot, roagă-te pentru mine. Eu le-am zis la mulți, mă, oameni buni, prorociile nu-ți rezolvă problema. Prorocia numai spune despre problemă, atât. Trăim o vreme acum în care tă la proroci să-mi vorbească Domnul, frate, ai la noi. Eram într-o casă undeva și am intrat acolo, ei de la biserică, au venit toți la bătrâna aia unde am fost cazat, la familia aia, era mai înaintat în vârstă bunica a unui prieten. Și-o zis Duhul Sfânt, zice, vezi, casa e plină, ei toți vor veni să le vorbească Domnul. Că la biserică nu vorbi Domnul, vorbit altcineva, nu? Frate, mă sună cineva într-o zi, frate, am un prunc care are o situație așa, traversează o situație dificilă, roagă-te pentru el. Știi, și-a zis, mamă, cum te rogi, ma tale, nu se roagă nimeni mai bine ca tine, zic. Eu n-am nevoie să mă rog pentru pruncul ma tale, care o cauză anume. Mă rog și eu, dar nu veni la mine ca la Dumnezeu. Pentru că trăim vremuri în care oamenii aleargă la vasele astea, care sunt niște vase, mai mult decât la Dumnezeu. Și Dumnezeu nu rezolvă problema. Oamenii care nu sunt plini de Duh, sunt oamenii curioși să vadă întotdeauna ce le spune Dumnezeu. Dar nu vor să fie oamenii aceia care să facă ce spune Dumnezeu. Știți ce spune Dumnezeu? Ce spune la Efeseni 5:18? Fiți plini de Duh. Dar știi care e secretul? Nu-i mai împotrivire. Că spune acolo, din potrivă, iată ce spune aici. 1 Petru 5:9, alt verset. Împotriviți-vă lui! Dar știți cum spune aici? Tari. Știți de ce mulți nu-s mai tari, tineri azi? Îi tare în mașină. Îi tare, dați-mi voie să spun, în numele unui viitor, unei facultăți. Îi tare în cântări. Nu? Să zic de tinerii care slujeți, cum slujeam și eu. Îi tare în negative. Îi tare în concerte. Îi tare în albume. Îi tare în estetic, în complimente, în inbox-ul de la telefon. Îi tare în like-urile de pe Facebook care le are. Dar nu-i mai tare în împotrivirea păcatului. V-am scris tinerilor că sunteți tari. Doamne, biserici de tineri slabi, dar în seara asta la Betania ai venit să ne întărești. Mă uit la adunare și mă uit și în dreapta și în stânga, scrie ieșire, ieșire, acolo pe perete scrie ieșire. N-ai vrea ca în seara asta, în timpul mesajelor care au fost, în timpul acestui mesaj, Duhul lui Dumnezeu îți arată ieșire din păcat, ieșire din disperare, ieșire dintr-o viață comodă, ieșirea spre libertate, să fii plin de Duh, să fii plin de El. Ca să fii plin de Duhul lui Dumnezeu, în al doilea rând, va trebui să te împotrivești păcatului. Păi trăim vremuri în care tinerii spun așa, păi mă împotrivesc. Păi dacă mă uit la el, păi e ca lumea, mă.
ca lumea. Îl crezi că e împotrivit tare? Știți că diavolul nu mai are de ce să fugă azi de la noi? Împotriviți-vă tari și el va fugi de la voi! Dacă nu mă împotrivesc lui tare, știți ce lipsește generației de azi? Și spune în seara asta, împotrivirea, dar nu doar la nivelul minții, împotrivirea la nivelul faptelor. Spuneți amin. Împotrivire la nivelul faptelor. Și repet încă o dată, 2-1 Petru 5-9, împotriviți-vă lui tari în credință. Pleacă diavolul când te potrivești tare. Samson, Adam și Eva, câtă bucurie pe ea, Edenul, plăcerea, frumos e în Eden, toți am vrea Edenul. O venit cineva și o mușcat din măr, o mușcat din pomul acela, care nu trebuie să muște, din fruct, o da și soțului. Știi de ce mulți băieți nu-s mai misionari? Din pricina soțiilor lor. Știți, unii ori noi ca tineri, familiile nu se mai formează, familii duhovnicești, pentru că tânără, băiatul care vede, nu mai vede o tânără doritoare pentru misiune. Nu mă vede, auzi, tu unde studiezi? La Oxford? Dar tu ca băiat, ce facultate ai? Păi nu ne cam potrivim, ești pocăit. Dar nu prea ne potrivim, că facultatea mea cu a ta nu bate. Păi nu mai, cum să ai vise, nu? Și generația asta s-o perpetua greșit. Și noi te cântăm, ogoarele sunt gata de recoltă, dar o cântăm în zadar. Tot o cântăm. Așa pe o atingere de asta, second hand people, de mâna a doua. Ogoarele sunt gata de recoltă. Ogoarele sunt gata de recoltă, mai vin și o marți. Ogoarele sunt gata de recoltă, mai mă duc și-o la sat când mă duc acasă. Ogoarele sunt gata de recoltă, mai o-i pun eu și-o la colectă. Ogoarele sunt gata de recoltă, mai o-i țin eu și-o de post. Ogoarele sunt gata de recoltă. Pentru că oamenii nu sunt plini de duh, de aceea nu sunt mai lucrători în recoltă. Sau hai să vă spun, ogoarele sunt gata de recoltă, iar lucrătorii astăzi sunt mulți. Eu vă spun că sunt mulți, din punct de vedere estetic. Numai îs ca ăștia din Isaia 28:7, mulți să clatină. Pentru că a zis cineva, când a fost chemat la o evanghelizare și se cânta acolo, a fost omul din lume chemat. Eu recunosc, nu sunt așa în chemarea asta să mă duc și să misionez în locurile, să rămân în locurile nemisionate. Dumnezeu m-a chemat așa să fac evanghelizare la noi, la penticostali. Că după mesaje mă cam trezesc cu cuii la roți. Că acum e vremea, Dumnezeu pe unii ne-a chemat să ne evanghelizăm pe noi, că e nevoie. A Dumnezeu îi cheamă pe unii. Eu personal n-am răbdare. Am un frate, Samuel, care îi chema de Dumnezeu să stea cu oamenii. Eu nu pot să stau așa, nu prea am răbdare. Că trebuie să ai și un dar de la Dumnezeu, să ai răbdare să vorbești cu omul. A fiecare Dumnezeu ne-a dat ceva aparte, altul nu-i chema să fie aici la învon, dar poate îi chema ca el, cum a zis unul, l-a trimis domnul misionar acolo într-o țară și-i frizer, îl tunde pe om și îi spune de domnul. Acum nu știu, poate la cam mișcă din cap și-l pițigă de ureche. Îi spune, auzi, tu tunde-mă că dacă nu te bade, nu te vezi, lasă-mă cu domnul tău. Nu știu dacă s-a întâmplat asta, dar tunde oamenii și în timp ce-i tunde, vorbește de Dumnezeu. Bine ar fi ca să înțelegem în seara asta, în al doilea rând, primul, ca să fii plin de Duh, va trebui să-ți păzești mintea curată, doi, să te împotrivești păcatului și în al treilea rând, să îl osândești. Păcatul, să-l osândești. Exact ceea ce greu găsești în generațiile de azi. Împotrivirea și osândirea. Efeseni 5:11. Nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă. Ce scrie aici? Osândiți-le.
Și-a zis cineva, păi mă duc și eu, iau și o parte, dar nu beau, zice, dar mă duc cu ei. M-am dus și eu la banchet, când am gătit la 12-a. Știți că și acum ați în minte unele manele? Pentru că noi care cântăm și avem ureche muzicală, prindem repede. Nu m-aș ști care prindem. Prindem repede și păcatul. Te întreb în seara asta, ce ureche muzicală ai din punct de vedere spiritual? O să îndești păcatul sau spui, mă duc cu ei? Ți-e frică să te rogi în mol? Știi că poți o sândi. Poate nu credeți asta. Tu poți să fii un om care ras că te împotrivești. Rușinii. Că am zis de multe ori, rușinii asta despre care vorbește Pavel. Că eu nu mă rușinez, chiar dacă sufăr. Să te rogi în mol. Să ai puterea să te rogi. Cu glas, nu să urli, dar să te rogi. Ai curajul acesta? Un om care osândește păcatul e un om care în public nu-i frică, nu-i rușine să dovedească prin toate. Avem oameni astăzi care spun că osândesc păcatul, dar sunt ca cei păcătoși. Îl osândesc cu gândul, îl osândesc așa prin amintiri, îl osândesc, dar respect oamenii, mă. Îi respect pe oameni. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, osândiți-le lucrările neroditoare. Dacă ești la locul de muncă, dacă vii la adunare aici, nu aștepta ca numai Caleb să te caute. Auzi, oare nu-l caută Caleb pe ăla, că uite cum îi. Du-te tu la el, ia-i numărul de telefon. Invită-o ca fată, pe fata aia. Invită-l ca băiat, pe băiatul ăla care îl vezi la Betania, că vine. Invită-l la tine acasă, odată, că poate nu-ți permite legea care îi. Și mâncă cu el, că mulți dintre voi la studenți poate numai crom fript știți să faceți. Sau ochiuri de ouă. Dar stai cu el acolo. Și vorbești cu el, te împrietenești cu el și îi spui, auzi, nu-i bine ceea ce tu faci. Nu-i bună poziția ta care o ai, dar prin dragoste, prin împrietenire, tu poți să te împotrivești păcatului, ajutându-l pe semenul tău să nu se murdărească și el. Doamne, dă la Betania oameni tineri care să osândească păcatul. Pavel a fost omul care a luat parte. Fiți atenți ce spune la Fapte 26:10. Am aruncat în temniță, se mărturisește Pavel public aici, pune dacă vrei. Fapte 26:10. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți când erau osândiți la moarte. Îmi dădeam și eu votul împotriva lor. Adică tu în loc să osândești păcatul, vorbesc aici, compar în alte faze acest mesaj, acest verset, adică tu va trebui să osândești păcatul și să-l iubești pe păcătos. Pavel, omul acesta, înainte să îi se spune Pavel, îi se spunea Saul, înainte să poarte numele de Pavel, a osândit adevărul și pe oamenii lui Dumnezeu. Iar după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, a ajuns să osândească păcatul și să vorbească împotriva celor ce-l practicau. Dragul meu tânăr, te mai întreb în final, osândești tu păcatul? Te împotrivești tu păcatului? Noi care spunem că suntem plini de Duh, ai tu inima și cugetul curat? Cuvântul lui Dumnezeu spune la un moment dat, în acest verset, Efeseni 5:18, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări, spuneți, duhovnicești. Păi dacă nu-s plin de Duh, mă dă de gol și cântarea, că nu-i plină de Duh. Ca îi spune, vorbiți între voi cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Atât ați de laudă cântările unora în ziua de azi, încât nu mai ajung la alea duhovnicești. Numai de laudă. Pentru că știți care e problema? Să laude pe Dumnezeu și un om din lume știe.
dar să cânte cântări duhovnicești nu știe. Vine din lume și îți bagă numai de iubire despre Domnul. Cât vrei. Îți bagă numai de arhanghel și de laudă. Dar nu-i Duhul. Spune acolo, vorbiți între voi cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Ca să poți cânta cântări duhovnicești, va trebui să fii un om duhovnicesc. Vă invit să vă ridicați. Seara asta la Betania, îmi invit pe fratele Caleb să facă rugăciunea asta de final, special cu autoritatea care o poartă de păstor aici peste voi, să se roage ca să ne umple Domnul pe toți de Duh. Să ne umple Domnul de Duh. Să ne umple Domnul de Duh. Pentru că nu spune aici, fiți pe majoritatea, fiți aproximativ, fiți cam atât. Nu, nu, fiți plini de Duh. Dumnezeu cheamă oameni la Betania plini de Duh. Dumnezeu, prin această rugăciune, să ne umple și dacă la final va trebui să stai de vorbă cu fratele conducător, fă-o. La urma programului, fă lucrul acesta. Dacă nu ești din biserica aceasta, dacă ai nevoie de unele îndrumări, dacă ai nevoie să urmezi acești pași și te simți falimentar, te chem la urmă să vii, să lași un număr de telefon, să stăm de vorbă, să ținem legătura și Dumnezeu să te țină plin de Duh într-o vreme care este plină de atâtea lucruri.